Decenii de-a rândul, uzina Unio Satu Mare s-a situat în topul întreprinderilor sădmărene. Nu fără temei, comuniștii o numeau citadela industriei sădmărene. Într-adevăr, în vremurile bune, uzina era impresionantă atât ca suprafață construită, cât mai ales ca număr de personal. Peste 9.000 de salariați, adică de mărimea unui orășel. De aceea, ar fi de interes să aruncăm o privire asupra itinerarului istoric parcurs de uzină, începând de la înființare. În acest demers, este alături de noi Viorel Tempe, fost inspector de personal la Unio, care a activat în cea mai mare parte a vieții în această uzină. El dea până amintiri din perioada sa de muncă în uzină, începând cu anii în care s-a calificat prin școala profesională. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul Viorel Tempe, fost inspector de resurse umane la uzina Unio. Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație și am deosebită plăcere să ne întâlnim aici în studioul emisiunii dumneavoastră. Să începem cu începutul. Cu zeci de ani în urmă v-ați angajat la uzina Unio. Cum ați început? Unde? Cum erau atunci? Da. Așa este, să începem cu începutul. Și începutul înseamnă anul 1963. Pentru mine, când eram elev la școala profesională Unio, am avut prilejul să fim duși, să vedem locul de unde vom munci după ce vom absolvi școala profesională. În anul 1963, Unio se numea Fabrica Unio, de fapt. Nu era întreprinderea sau societatea comercială cum este la această oră. Fabrica Unio avea la ora respectivă circa 1200 de salariați. Primii pași pe care am făcut în Fabrica Unio mi-au produs o impresie extraordinară. Eu fiind un copil venit de la țară care nu mai văzusem diferite lucruri, mă refer la forjă, la turnătorie, la sudură, eram copleșit de ceea ce vedeam și parcă îmi venea să spun, aș rămâne la școală, dar parcă mă speriu să rămân să văd asemenea lucruri. Dar după ce mi-am dat seama că ceea ce se întâmplă acolo în fabrică va fi viitorul meu ca muncitor într-o meserie pe care mi-am ales-o, meseria de sudor, am acceptat și am rămas, nu că am acceptat, să urmez cursurile școlii profesionale Unio. Mi-a rămas vie în amintire cele ce se întâmplau atunci în Fabrica Unio. Fabrica Unio, deși aveau, spre deosebire de ziua de azi, doar patru secții, secția utilaj miner, secția vagonaj, secția forjă și secția turnătorie și o mică secție de rozdințate, producea utilaje pentru minerit, producea utilaje pentru extracția mineră, și era, să spun așa, ceva nou pentru mine să văd ceea ce se produc acolo. Nici n-am auzit niciodată în viața mea despre transportoare de mare capacitate, despre locomotive de mină, despre încărcătoare de minereu. Toate acestea mi-au rămas întipărite în minte. Să revenim puțin și asupra școlii profesionale. Era în acei ani o concurență teribilă la admitere. Era spre deosebire de situația actuală când lumea cam ocolește meserile. La intrarea în școala profesională erau 133 de locuri în anul respectiv, în 1963. Au fost peste 800 de candidați, dintre care am avut fericirea să fiu și eu admis. A fost o mare bucurie pentru mine, deși situația și felul în care am terminat cele 7 clase, că eu am fost ultima generație cu 7 clase, m-ar fi îndreptățit să urmez un liceu, dar situația familiară nu mi-a permis acest lucru și atunci am urmat școala profesională. Era ceva impresionant. Școala Unio, sau grupul școlar Unio, cum se numea atunci, avea peste 1200 de elevi,
care erau pregătiți în tot felul de meserii, începând cu strungar, frezor, rabotor, sudor, lăcătuș, electrician. Dar ceea ce e foarte important este faptul că toată școlarizarea și a mea și a celor peste 1000 s-a făcut gratuit. Era... De fapt, asta ca... i-a atras. Oamenii erau mai săraci atunci. Oamenii fiind mai săraci la țară, se terminase colectivizarea, mulți dintre copii nu aveau ce să facă la țară, dar și cei care ar fi avut să mai muncească pe lângă părinți s-au îndreptat spre o școală profesională, alții spre liceu, ca să-și urmeze viața. Mi-amintesc că și hainele cu care am venit de la țară le-am trimis acasă, deoarece am fost echipați ca în armată, să spun așa, de la tot, absolut tot. Pijamale, șalopetă, uniformă, ținută de iarnă, totul. Internatul era gratuit, mâncarea era gratuită, urma doar ca să ne pregătim într-o meserie și apoi, la sfârșitul celor 3 ani de școală profesională, să încheiem un contract cu întreprinderea, cu fabrica Unio, pentru a munci cel puțin 5 ani în fabrica în care suporta, de fapt, cheltuielile de școlarizare. Majoritatea elevilor de atunci, așa cum spuneți, și chiar dacă ar fi vrut să urmeze liceul, nu aveau posibilități materiale. În schimb, erau dornici să studieze și așa țin minte că liceul era plin cu elevi la cursuri serale. După absolvirea școlii profesionale în primul an, adică am absolvit în 1966, m-am înscris la liceul seral pe care l-am absolvit în anul 1970. Aproape, să spun, 90% din elevii care au terminat școala profesională și care lucrau în Unio au urmat cursurile liceului seral, au devenit unii ingineri, subingineri, apoi au urmat o facultate. Eu am plecat într-o altă direcție, să spun așa, după absolvirea... evoluția. Da, după absolvirea școlii profesionale, am urmat liceul seral, am absolvit în 1970, an deosebit de greu pentru municipiul Satu Mare. Inundațiile din 14 mai au produs o mare catastrofă și aici m-aș opri și a spune câteva lucruri. Era anul 1970, terminam liceul seral și în ziua când terminam liceul am auzit în acea dupămasă de 14 mai sirenele, clopotele bisericilor sunând, anunțând de marea catastrofă ce se abătea asupra orașului Satu Mare. În dimineața de 15 mai m-am dus la lucru, la Unio. Era o agitație enormă, apele cuprinse aproape 3/4 din oraș, să spun, erau până aici, în apropiere de agenția de voiaj veche. Și am fost coptați ca împreună cu militari, tinerii, să mergem și să salvăm vieți omenești. Am o mare satisfacție să spun aici că împreună cu militarii care au stat în bărci zi și noapte, am salvat 10 de vieți omenești. 10, și o spun cu toată responsabilitatea și cu tot curajul, am salvat 10 de vieți omenești. Îmi amintesc că de aici, de lângă tribunalul, mulți dintre cei care ne vor asculta știu, spre piața mică, apa avea mărime și de 1,70 m, 1,80 m. Da, să revenim la întreprindere. Deci ați evoluat până la absolvirea liceului. Da, după absolvirea liceului am fost încorporat, mi-am satisfăcut stagiul militar. După ce am revenit din armată, s-a organizat la câteva luni. În februarie am venit din armată, în aprilie s-a organizat un concurs pe meserii, să spun așa, pentru obținerea autorizației ISCIR, cum se numea la sudură. Și am obținut locul 3 pe întreprindere, ceea ce mi-a permis să merg la o școală de maestri. În continuare, interlocutorul ne semnalează cu o doză de vădită mândrie anii buni, când în perioada anilor 70 și 80, întreprinderea s-a dezvoltat vertiginos, ajungând la dimensiunile unui colos industrial.
În acele condiții, uzina era prezentă în cooperările cu numeroase firme din țară, se dezvoltau filialele din Carei și Negreștioaș și creștea substanțial exportul pe mai multe continente. Am urmat cursurile școlii de maestri de la Galați în construcții metalice și sudură, și acolo am avut o mare satisfacție să mă întâlnesc cu unele din produsele care le producea Unio, adică transportoare de mare capacitate. Aș vrea să spun că acel an a fost pentru mine un an deosebit. Am avut prilejul să văd ceea ce a însemnat industria românească atunci. Am pășit pentru prima dată în Combinatul Siderurgic Galați. Combinatul Siderurgic Galați, pentru cei care nu cunosc și ar vrea să spun, se întindea atunci pe 5.000 de hectare. La ora respectivă lucrau în cadrul Combinatului Siderurgic peste 45.000 de salariați. Era ceva impresionant, era impresionant. Am văzut acolo, deoarece făceam practică, o zi pe săptămână, tot la două săptămâni făceam practică în Combinatul Siderurgic și o săptămână în șantierul naval Galați. Și acolo am văzut lucruri deosebite. Dar cel mai impresionant a fost Combinatul Siderurgic Galați. La minorul de benz la Reci avea o lungime de 1800 de metri. Vedeai blocuri de metal cald care era pus pe niște role. Și la sfârșitul rolelor, unde se întindea pe 1800 de metri, ieșea tablă de 0,7 împachetată și toată ambalată pentru a fi trimisă la export și la erau în țară. Transportoare făcute, numeroase transportoare făcute. Asta vreau să spun, între Combinatul Siderurgic Galați și Dunărea, unde veneau bacuri cu minereu de fer din Argentina, Brazilia, era o lungime de 5 km. Toți acești 5 km erau transportoare fabricate de fabrica Unio. Mi-amintesc că unul dintre ingineri pe care l-am apreciat, Ceapă Vasile, să-i fie țărâna ușoară, m-a întrebat într-o zi, băi copile, pentru că eram cel mai tânăr din școala de maestri, eram 100 și vreo 13 elevi la școala de maestri, băi copile, cât de mare e fabrica asta voastră? Cum poate să producă? Și atunci am explicat, tovarășul inginer sau tovarășul profesor, cum se spune atunci, nu e atât de mare, dar produce utilaje de o complexitate deosebită. Și a fost foarte impresionat. Bine, bine, ca să produci utilaje și transportare de asemenea capacitate, trebuie să lucrați, să fie ceva, i-am spus, să lucrează la ora actuală în jur de 3.500 de muncitori erau atunci, în anul 74. De fapt, era și perioada industrializării. Da, era perioada industrializării. S-a dezvoltat întreprinderea. Da. Așa cum am spus, în 63, în 63, așa cum am mai spus, erau 1200 de muncitori. În 74, deja când am plecat la școala de maestri, erau peste 3500 de muncitori. Se dezvoltaseră, a început să se construiască alte secții, fabrica de fucu, cum se spune, utilaj chimic, a început apoi să se construiască sculăria, și mai târziu, tratamente termice, s-a extins de la o zi la alta, încât pot să spun că pe zi ce trecea, fabrica se extindea și mii și mii, adică sute și zeci de muncitori erau angajați, absolvenți de școală profesională de la Unio erau angajați și așa creștea zilnic numărul de angajați al societății. Trebuie să revin și să spun că în anii 68-69, întreprinderea Unio producea, în afară de utilaj miner, și remorci pentru agricultură. Erau exportate remorci în peste 14 țări. Era ceva deosebit. Tot la o oră ieșea o remorcă. Era fabricată în timp de oră de vreme, era fabricată o remorcă. În 24 de ore se fabricau 24 de remorci. Încât întreaga curte care era acolo era plină de remorci. N-a durat mult asta, s-au transferat. A durat o perioadă de timp, dar vreau să spun un lucru amuzant, dacă e așa, dacă pot să spun așa. Într-o zi, directorul care îl locuise pe directorul Nistor, care a fost unul dintre cei mai
mari directori, dacă pot să spun, nu ca și înălțime, ca și capacitate, ca Dariu, despre care precis au auzit mulți dintre cei care ne ascultă, a intrat într-un birou și niște niște funcționari de acolo, pe un perete, pe un poster, era fotografiată o remorcă și lângă remorcă fotografiaseră o vacă cu un păștea pe iarbă. Și el, un hâtru și eu cu glumă, băi băieți, când au păscut vacile aici în curtea Uniunii? Și sigur că s-a spus, are o legătură că remorca va fi folosită pentru a transporta furaje și alte pentru animale. Apoi, au fost și momente mai grele în activitate la Unio, mă refer la anul 1968, când a avut loc prima prăbușire a unui acoperiș care a dus la moartea unei persoane, a unui muncitor și la rănirea 3 sau 4. Eram și eu acolo dimineața, lucram exact în locul unde s-a produs acel accident. Spre fericire am scăpat, nu s-a întâmplat, s-a întâmplat în 3 orele 3 și 3 jumate, exact când lumea era mai puțină. Apoi societatea a evoluat și a început să se dezvolte puternic, producând multe, multe, adică 80% din utilajul miner era produs, sau 90% în Valea Jiu, pentru minerii din Valea Jiu. Era ceva, o emulație a dezvoltării utilajului miner pentru Valea Jiu. Un accelerant și avea și echipă de persoane de întreținere. Da, era persoane de întreținere în Valea Jiului, era o, să spun, atelier de întreținere acolo pentru utilajele ce le produceam pentru Valea Jiului. Aș vrea să revin la anul 68, deoarece atunci a avut loc împărțirea administrativ-teritorială. Atunci s-au format județele în țară. Da. Și unul din județele slab dezvoltate era județul Sălaj. Atunci s-a construit în Sălaj, la Zalău, mai precis, armătura Zalău. Printre cei 100 și ceva de muncitori care au fost în delegație ca să montăm unul dintre cele mai mari transportoare suspendate din țară, am fost și eu. Ca sudor, am fost noi trei sudori, restul lăcătuși, montatori, de tot felul. A fost o luptă, să zic așa, enormă. Trebuia terminat acel transportor de 800 de metri, ceea ce e o lungime impresionantă într-o hală, să montez un transportor, adică să-l sudez, să-l ansamblez, să-l pui în funcțiune. Și trebuia, pentru că urma vizita lui Ceaușescu la Zalău, ca să vadă cum s-a dezvoltat întreprinderea armătura Zalău. A fost ceva impresionant, s-a terminat lucrarea, nu în 7 sau 8 zile, cât în 6 zile deja era pusă, s-a apăsat butonul și s-a pornit banda și circula încât, adică funcționa încât să poată duce robinețe care să urmau să se fabrice la armătura Zalău. Au urmat apoi și alte perioade de dezvoltare a întreprinderii. Întreprinderea la utilaj tehnologic. Utilaj tehnologic care era fabricat în întreprindere, era trimis în multe țări și cred că nu este nici unul dintre cei care au lucrat în Unie să nu-și amintească de combinatul siderurgic sau combinatul de la Krivoi Rov din Ucraina. Era unul dintre cele mai mari combinate din Europa, la care Unio a produs utilaje în proporție de 30 sau 50%, nu știu exact. Mereu, în orice hală mergeai, în orice secție, lucrăm pentru Krivoi Rov. A mai fost o dezvoltare și a centralei atomoelectrice de la Cernavodă, da, și pentru de la Cernavodă. Nu putem să uităm despre fabrica de la Găiești, de asta de Oțel inox Târgoviște. Da, Târgoviște, apoi în colaborare cu japonezii. Cu japonezii. Au fost apoi colaborările pe care le făceam cu diferite țări. Inclusiv noi am exportat în Egipt, în Liban, în Libia, în Siria.
erau muncitori care stăteau cu luni de zile, maestri, muncitori care stăteau cu luni de zile în țările astea, asistență tehnică pentru utilajele pe care le produceam. Da. A fost o dezvoltare extraordinară, da. Extraordinară. Să mai amintim și extinderea la Carei, da. Și extinderea la Negrești. Dacă e să vorbim și de cele două platforme care au fost ca niște copii pentru... Da, filiale. Filiale sau pentru întreprinderea Unio, erau cele două platforme de la Carei, Negrești. Unio în anul 1990, după evenimentele din 89, număra 13.000 de salariați. 13.000 de salariați. Care din care 9.510.000 erau la Unio. La și cele 3.000 erau la Negrești și Carei. Era ceva, de fapt, în puține țări din Europa, Unio nu exporta. În puține țări. Nici nu mi le știu, nu știu, Albania, dacă ar fi vorba, dar cred că și acolo aveam utilaje care erau produse la Unio. Și puțin colaborări erau cu întreprinderi din acele țări. Da, întreprinderi apoi. Produceam și exportam mult în Republica Democrată Germană. Am avut un frate fiertat care a muncit mult și a fost de numărate ori în Germania, în delegație pentru asistență la utilaje. Produceam pentru China. Locomotive de mină pentru minele din China. Nu și mai pentru vorbesc. America Latină. Pentru America Latină și pentru țări, pot să spun, 70-80 de țări de pe întreg continentul aveau legături cu întreprinderea, fabrica Unio sau întreprinderea, apoi cum a fost denumită. După 1990, Unio nu avea cum să nu fie afectată de prăbușirea industriei miniere, la care s-a adăugat stoparea investițiilor industriale. S-a declanșat atunci un adevărat proces de dezindustrializare la scară națională. Au fost câțiva ani în care s-au improvizat soluții de moment, cum ar fi producerea de unelte agricole simple, care nu puneau în valoare gradul relativ ridicat de tehnologizare al uzinei. Acest context a dus la restrângerea drastică a producției, precum și a personalului angajat. A urmat privatizarea și vânzarea de active pentru plata datoriilor acumulate, clubul, cantina, fabrica de oxigen, stocul de laminate, căminul de nefamiliști, stadionul și altele. Dacă luăm numărul de salariați, actualmente putem spune că uzina s-a contractat la mai puțin de o zecime din ceea ce a fost, respectiv sub 900 de salariați din cei peste 9.000 pe care îi avea în 1990 pe platforma din Satu Mare. Despre aceste desfășurări ne va vorbi interlocutorul în continuare. Între anii 1976 și 1989, până la Revoluție, am fost plecat din întreprindere într-o altă muncă. De fapt, locurile de muncă au fost două. 30 de ani la Unio și 13 ani într-o altă activitate. Când am revenit din activitatea respectivă, în Unio lucrau 10.000 de salariați. Era ceva uriaș. Sigur că odată cu evenimentele din 89, în toate țările din Europa și mai ales în cele lagărului socialist s-au produs mutații deosebite. S-a bulversat economia, au început să se piardă unele piețe, unii beneficiari, unii colaboratori sau beneficiari de produse și-au întrerupt colaborarea cu societatea Unio. Trebuie să spun și n-am să uit niciodată că au fost și politicieni de la care s-a plecat și s-a produs marea dezindustrializare a țării. N-am să uit niciodată anul 1990 când unul dintre politicienii de seamă a celor vremuri, Petre Roman, spunea că industria românească este un morman de fier vechi. Mare greșeală! Mare greșeală! Să spui că industria românească era la ora respectivă un morman de fier vechi. Da, industria românească a cunoscut o dezvoltare impresionantă în regimul trecut.
greșelile care au fost în ceea ce privește industrializarea României, anii comunismului, au fost acele supradimensionarea întreprinderilor, pentru că nu trebuia să se facă întreprinderi de 10.000 coloși din ăștia. Dar dacă nu s-ar fi făcut o industrializare, mă întreb ce era, de unde cumpăram tractoare, de unde cumpăram combine, de unde cumpăram alte și alte utilaje necesare agriculturii românești. Pentru că România se știe după al doilea război mondial, după greutățile, după datoriile care le-am plătit, deși am fost și noi cei care am câștigat războiul și a trebuit să plătim ani și ani la rând datorii față de se știe cine, dacă nu s-ar fi dezvoltat o industrie puternică, să ai autocamioane și revin aici și spun că viața mi-a oferit prilejul să văd zeci și zeci de întreprinderi pe care nu pot să le uit. Așa cum am mai amintit, am fost în combinatul siderurgic Galați, unde, mă repet, lucrau 45.000 de salariați. Am fost în șantierul naval Galați, unde lucrau 12.000 de salariați. Am fost la București, la APACA, despre care se spunea ceea ce ar fi afirmat femeile, să vină Petre Roman să ne iubească, și unde lucrau 14.000 de salariate. Am fost în Semănătoarea București, am fost în Republica București, am fost la Brașov, la Tractorul Brașov și la Autocamioane Brașov. Am fost la Balanța Sibiu. Ce este oare din peste aceste tot, întreprinderi? Peste tot erau. Dar ceea ce m-a impresionat, și asta este un lucru la fel ca o glumă, sau mai nu ca o glumă, am fost la fabrica de la întreprinderea de covoară persane de la Cisnădie. La intrare în fabrică, sigur, să intra greu. Era păzită, era... S-a spus, cine suferă cu inima să rămână afară. Pot să intre în întreprindere cei care nu au probleme cu inima. Ceea ce am văzut acolo este greu, aproape de nedescris. Am văzut covoare de sute de metri pătrați, ceea ce nici nu pot. Am încercat și noi, fiind curios, să luăm o bucățică. Nu ni s-a permis, a spus nu, nici măcar un milimetru. Totul ce este aici este... Nu mai vorbesc de fabrica de încălțăminte, Clujana, de la Cluj. Producea încălțăminte, 90% din producția era destinată exportului. Da, în toată țara erau mari întreprinderi care... Acum îi regăsim pe acei oameni în alte țări, cu milioanele. Să revenim la Unio. Ce opțiune avea Unio pentru dezvoltare sau, mă rog, pentru menținere în condițiile în care a avut loc prăbușirea industriei miniere? Da, după 89, așa cum v-am spus, Unio a încercat și a încercat din răsputeri să-și mențină producția, să continue contractele pe care le avea cu diferite țări, dar a fost greu. A căzut o piață, a căzut alta, a mai căzut apoi și valuta, adică deja leu, marcă, euro, mai târziu dolar. Astăzi făceai un contract și spuneai pentru un kilogram de produs îți oferea, să zic, 3 mărci. Era perioada de inflație mare. Da, sigur că da. Și întreprinderea începea să acumuleze datorii la bugetul de stat, nefiind producție, nefiind posibilitatea de a-și vinde produsele. Sigur că se acumulau produse nevândute, ceea ce, sigur, ducea la o acumulare de datorii la bugetul de stat. De ce n-a redus din personal atunci? A început încă din anul 1992, s-a făcut prima restructurare în cadrul societății. Au plecat atunci din societate peste 800 de salariați. Dar lovitura fatală, aș putea spune, dacă folosesc un termen din sport, a fost anul 1996-97, regimul, adică guvernul Ciorbea, când în Valea Jiului s-au închis zeci de mine și peste 100 de mineri au fost disponibilizați, rămând și aici cu o frază sau cu o mică glumă pe care am auzit-o și pe care fostul ministru a industriilor, Radu Olmeanu sau așa ceva, Olmeanu parcă, nu mai știu. Vasile Radu.
era primul ministru, Vasile Radu, era Ciorbea prim-ministru. În fine, ministrul industriilor s-a dus în Valea Jiului pentru că minerii de acolo se ridicaseră. Ce vom face? Noi ne-ați disponibilizat. Primeau plățile ale compensatorii și ministrul industriei de atunci a zis, nu e nicio problemă. Doar aici, dumneavoastră, fiind munți aici, aveți posibilități să culege și fructe de pădure și plante medicinale și un miner mai hâtru a spus, noi cu mușchii, cu oțelul, ca oțelul îmi culege mușețelul, ce să faci? Atunci s-a distrus și atunci Unio a avut o decădere puternică, vă spun, 90% din producția pentru Valea Jiului sau aproape 100% era utilajul miner produs la Unio. Aia era de bază. A fost ceva, de bază. O catastrofă, folosind desigur și niște ghilimele aici. Deci atunci a fost, momentul cel mai greu pentru Unio. Uh-huh. A început să acumuleze datorii și, desigur, din 95 deja se vorbea despre privatizarea societății, pentru că nu era altă cale de a ieși din situația asta. Se spunea atunci că avea ca opțiune repararea materialului rulant. Ce s-a întâmplat? Că nu s-a făcut până la urmă, nu s-a materializat cu nimic. A fost o discuție că se vor face reparații de vagoane de la Arad sau așa, în colaborare cu Aradul. Nu știu exact ce s-a produs, ce s-a întâmplat, de nu s-a mai realizat această activitate, să o spun așa. Se pare că cei care voiau să aducă vagoane la reparat ar fi dorit să se aducă într-un număr foarte mare, ori capacitatea întreprinderii nu putea totuși să facă față, adică cale ferată, că vagonul aduci pe cale ferată ca să-l pui să poți repara. Și aici se pare și prețul destul de ridicat pentru, se punea problema că e mai rentabil să produci un vagon nou decât să repari și să plătești aproape 70-80% din valoarea vagonului nou produs. A urmat altă perioadă în care se făceau unelte simple pentru agricultură. S-au făcut pentru agricultură, dar pentru agricultură s-au făcut mai mult. Adică a fost proiectată și omologată presă de îmbalotat paie, deși a durat foarte mult, dar nu a fost rentabilă. Apoi s-a deschis chiar un mic magazin de unelte din astea, meșteșugări, să zic așa. Să mai amintim că ajuns în dificultăți, unii a fost nevoită să vândă din active. A vândut clubul? Nu. Aici când a fost stăm asta? Și să spunem altfel. În 95 a început privatizarea. Prima etapă a privatizării, de care m-am ocupat eu personal. Adică în ce sens? Prima etapă a privatizării a însemnat adunarea cuponelor ale, pe care le primise cetățeanul în valoare de 1.000.000 de lei. Și atunci lucram la personal nou, domnul director Struță, pe care îl salut pe această cale și transmit toate cele bune, mi-a spus, băi, Viorele, te ocup de privatizare, te duci din comună în comună, din localitate în localitate. Și am alergat prin județul Satuma, Sălaș, Maramureș, și am adunat peste 7.000 de acționari. În 2000, când s-a făcut marea privatizare, să spun așa, când societatea a fost preluată de Conrom Baia Mare, avea 7.400 de acționari. Acționari cu acele cupone. Apoi datoriile lui Udio se adunaseră și se cifraseră la o sumă impresionantă, din câte știu, și știu bine, pentru că am date exacte, și am la peste 400 de miliarde de lei vechi. 400 de miliarde de lei vechi. Singura șansă de a ieși din acest impas, nu se mai putea, era o privatizare, dar cu un investitor care să achite aceste datorii față de stat. Și cum puteau fi achitate? Numerar sau prin virament sau așa ceva? Nu se putea. Și atunci, actualii acționari, pentru că în 2000, în aprilie sau în mai, nu mai știu exact, a fost privatizat și cele 51% cât mai rămaseră de privatizat. A fost luat de Conrom, societate din Baia Mare, despre care nu doresc să spun mai multe, a reușit prin anumite modalități să
șteargă din datoriile, să spun așa, societății, cele 400 de miliarde. Și cum? A cedat la Casa de Asigurări de Sănătate clubul, a cedat cantina la Casa de Pensii, a cedat stadionul Unio la Ministerul Tineretului și Sportului, au cedat blocurile de nefamiliști la Primăria Satul Mare și prin astea evaluate clubul, din câte știu, la 43 de miliarde de lei, cantina la vreo 53 de miliarde de lei, stadionul la vreo 200 de miliarde, s-a reușit și, bineînțeles, și prin bani, prin viramente, ca să lichideze datoriile față de stat, care se acumulase, așa cum am spus, la peste 400 de miliarde de lei. Între timp, cum a evoluat personalul? Sau a involuat, mai bine zis? Personalul nu a evoluat pozitiv, a evoluat-o negativ. Pentru mine, ca inspector de personal, cum am fost din 1995, a fost o mare, ce să zic, o mare durere, când vedeai că aproape la 3-4 luni de zile venea șeful meu și spunea: măi, Viorele, mai cheamă și mai trebuie disponibilizat 50, 60, 100, 200. Îmi amintesc că în 97, în luna mai, au fost disponibilizați 2000 de salariați. 2000 de salariați, toți cei 14 sau 15. Bun, a fost un val atunci, dar după 2000 s-a schimbat. După 2000 nu s-a schimbat, nu? Nu s-a schimbat mult, deoarece cu toate strădanile actualilor acționari, și pot să afirm cu toată convingerea, s-au străduit să dezvolte, să găsească noi pieți pentru produsele. S-au găsit pentru Germania, pentru Franța, pentru unele. Nu s-a mai reușit să se ajungă la ceea ce era în trecut. Nu s-a reușit. Și atunci, sigur, ca să nu intre în faliment, sau tot s-a restrâns activitatea, încât la ora asta, din câte am aflat, mai există vreo 800 de salariați la Unio. Deci, dar, vreau să spun de trei ori dar, e un lucru totuși pozitiv, în sensul că au dispărut de pe harta țării întreprinderi mult mai puternice decât Unio, mult, mult, mult mai puternice, cu un personal dublu sau triplu față de Unio. Păi, ca să revin la Combinatul Siderurgic Galați, așa cum v-am spus, avea 45.000 de salariați, la ora actuală are 11.000 sau 9.000 de salariați. Nu mai vorbesc de Republica, nu mai vorbesc de Tractorul, vă spun încă o dată, nu îmi rămân întipărite. Sau dacă ar... mari care au dispărut, da, definitiv. Dacă ar fi să vorbesc și despre ceea ce am mai văzut în agricultură, am fost și am văzut, nu știu cine au mai văzut, sigur că au mai văzut și alții, Contim, Timișoara, 11.000 de salariați, 11.000 de salariați. Ce am văzut acolo a fost ceva de neînchipuit, să vezi 11.000 de salariați. Ni s-a prezentat, unii s-a permis să vizităm întreg combinatul, deoarece era vorba despre ceva boală să nu se transmită, bine, du de la noi. Și erau 6 fabrici de nutrețuri combinate, da, 11.000 de hectare de terenuri. Păi, ce să zic, am fost vreo 2 săptămâni într-un schimb de experiență, cum se spunea atunci, prin toată fosta regiune maghiară, cum s-ar spune, Harghita, Covasna. Am văzut în apropiere de Covasna sau de Sfântul Gheorghe, un complex de creștere a tăurașilor de 11.000 de capete. Dar dacă i-ai fi pus pe cântar, cred că toți aveau aceeași greutate. Adică am văzut, pot să spun că am văzut aproape tot ce exista în industria românească în perioada trecută. Da, bun. Am ajuns în situația asta la Unio, în care s-a redus la o zecime din ceea ce a fost ca personal. Zecime, exact. Așa. Ce se întâmplă cu capacitățile de producție, adică cu clădirile? Da, sunt utilizate? Nu sunt. Nu, adică, ce să spun, după ce a început această reducere de personal, au rămas multe. Dumneavoastră poate știți și ați trecut prin Unio, era
asta, secția utilaj miner, care este la ora actuală doar un depozit sau ceva. Multe, multe din halele de producție sunt închise. Nu mai funcționează, nu mai au, adică au capacitate efectivă, dar nu au potențial, producție. Nu. Au potențial, dar nu au personal. Da. Și m-aș întoarce la ceea ce discutăm noi despre cauzele care au dus la distrugerea, eu distrugerea, zic, industriei românești, este faptul că s-a pierdut forța de muncă. S-au desfințat școli profesionale, nu se mai face nimic. Asta e cuvântul de ordine, nu se mai face nimic. Dumneavoastră, domnule Nechita, știți, când noi eram elevi, trei zile pe săptămână făceam practică în Unio, trei zile făceam școală. Când ai terminat o școală profesională, deveneai muncitor calificat într-o meserie, știai să-ți o faci. La ora actuală, ca să-i duci într-o vizită, într-o zi, într-o săptămână, să-i duci să vadă și ei cum. Pare rău, îmi pare enorm de rău să spun că am avut ocazia să văd ingineri mecanici, ca să nu știe să pornească un strun. E dureros. Mi-amintesc un student. Deci a scăzut și calitatea învățământului. Calitatea învățământului a scăzut enorm în ceea ce privește pregătirea forței de muncă. Da. Ceea ce privește pregătirea forței de muncă. Așa este. Mulți au remarcat acest lucru. Nu se mai face nimic. Nimic. Am curajul să spun nimic aproape. Bun. Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, cum ați vedea viitorul acestei întreprinderi? În următorii câțiva ani măcar. Cu actuala forță de muncă și dacă ar exista posibilități de a obține noi piețe, pentru că în Unii eu sunt muncitori și chiar așa puțin cât sunt la ora actuală de o altă calificare, cum au fost de fapt tot timpul. Din Unii eu cine 95-98% din muncitorii din Unio erau muncitori cu o altă calificare care puteau să facă, nu mai vorbesc de sculer, matrițer, de frezor, utilaje performante. Pe Unio a achiziționat, nu știu în ce an, în 92 parcă, sau nu știu exact, utilaje de milioane de euro, milioane de mărci atunci, milioane. La ora actuală, sigur, restrângându-se activitatea productivă, dispărând unele piese de desfacere, dispărând mulți și trebuie să o spunem aici, au fost și muncitori de înaltă calificare, dar au fost și conducători de înaltă calificare. Poate vi amintiți, domnul Nechita, cum puteai să-l caracterizezi pe un inginer Ustruță, director, Hotca, Bran și alți ingineri care munceau, maestri, erau maestri care cunoșteau de la un ac de gămălie, deși nu produceau unii și până la ultima piesă într-o. Ei erau legați sufletește de producție, știau, respectați, cunoscuți. Sigur că la ora actuală nu pot să spun că actuala conducere nu încearcă, nu. Ar fi o nedreptate să spun, dar e greu. Odată pierdute forță de muncă, greu să recuperezi. Da. Greu, când ne putem noi întoarce să producem remorci, deși am avea nevoie, decât să le aducem, sau alte utilaje, decât să le aducem din Turcia sau din Grecia, dau exemple așa, la întâmplare. Ei, uite, suntem nevoiți să nu mai producem. Ce producem? Producem utilaje. Spun, sunt plecat de 5 ani din întreprindere, dar totuși mai țin legătura cu unii prieteni, chiar ieri, într-o discuție cu unul dintre inginerii importanți, Leonida Olaru, un inginer electronist deosebit. Și ne l-am întâlnit, ce faci, măi Viorel? Domn inginer, uite, caut și un loc de muncă. Păi, tu ai muncit suficient, azi, ca să-mi pierd timp așa. Ce faceți? Am părăsit Unio, ați avut. Nu atât că am avut probleme, ci nu mai văd o speranță, să zic așa. Deși, zic încă o dată, s-au ținut încă bine.
s-au ținut încă bine, că totuși din 2000 și până în 2014, da, 14 ani. Și mai are ceva comenz cu Germania, colaboră, da, și export. Da, comenz în Germania și în alte țări, că marea majoritate din producție se duce la export, din câte știu. Da. Ne apropiem de încheiere, de fapt o să facem încheierea, din păcate pe o notă cam pesimistă, dar să sperăm totuși că viitorul va duce la un reviriment, da, și să auzim, sau cel puțin urmașii noștri să audă ce a fost, da, să se revină, da, la ce a fost odată marele brand sădmărean, care, da, a fost Uniu. Citadela industriei, da, sădmărene, cum se spunea în vremuri, și aș vrea cu această ocazie să le transmit tuturor celor de la Unio, pentru că pentru mine Unio a fost a doua casă. 30 de ani de activitate mi-am petrecut în Unio, din cei 65 de viață pe care am, să le transmit toate cele bune, se apropie sărbătorile, să le transmit sărbători fericite, mă bucur că m-ați invitat la această emisiune. Vă mulțumim pentru participare. Și vă promit că sunt dispus oricând să mai particip la emisiune dacă voi fi invitat. Dumneavoastră, colectivului de la dumneavoastră, la fel le doresc sărbători fericite, multe realizări, multe evenimente cât mai plăcute. Vă mulțumim pentru participare, iar telespectatorilor le mulțumim că au fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV, fiindcă avem emisiuni interesante.